Doi regizori români au intrat în competiția pentru premiile Cezar. Filmele lor au fost selectate printre cele mai bune ale anului trecut. Vorbim despre pelicula La Surs de Fam de Radu Mihăileanu și My Little Princess în regia Evei Ionescu. Alo, merci, comment ça va? Alo, 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 le réseau, ra! Românul Radu Mihăileanu a semnat regia filmului, dar a scris și scenariul și s-a descurcat bine. La Surs de Fam a primit nu una, ci două nominalizări, pentru cea mai bună actriță în rol principal, dar și pentru cele mai bune costume, semnate de altfel tot de o româncă, Viorica Petrovici. Este o comedie care vorbește despre viața unui grup de femei arabe dintr-un sat îndepărtat din Turcia, una deloc ușoară. Doamnele sunt tratate prost de soții lor și trebuie să care zilnic apă dintr-un vârf de munte, dar nevestele vor să schimbe asta, așa că intră în greva sexului. Cea de-a doua româncă ajunsă în prestigioasa competiție este Eva Ionescu. Pelicula ei, My Little Princess, este nominalizată tot la două categorii. Cel mai bun film de debut și cele mai bune costume. Este povestea Evei Ionescu, fetița care la 11 ani a devenit cel mai tânăr model într-un pictorial nud din Playboy. Și asta chiar cu voia mamei ei. Pelicula despre o copilărie furată a fost de altfel foarte apreciată de critici încă de la început. A primit deja un premiu pentru cel mai bun film în 2011 la festivalul din Mumbai. Românii mai au de așteptat însă până la anunțarea câștigătorilor. Gala de decernare a premiilor, cea de-a 37-a, va avea loc pe 24 februarie.